Final de săptămână cu vreme extremă în România. După 3 zile de foc, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de vreme rea. Mai exact, vor fi vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80 de km la oră, frecvente descărcări electrice și grindină de medii și mari dimensiuni. Până sâmbătă dimineață, la ora 6, județul Mehedin se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează vijelii puternice, grindină și cantități de apă importante. De asemenea, în intervalul menționat, sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de peste 80-100 km pe oră și frecvente descărcări electrice. Până mâine dimineață, la ora 6, județul nostru se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează vijelii puternice, grindină și cantități de apă importante. Totodată, până mâine seară, la ora 23, județul nostru se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să rămână în spații închise care le asigură protecția. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Având în vedere cantitățile de apă prognozate, le recomandăm cetățenilor să curețe șanțurile și rigolele în vederea evacuării normale a apelor fluviale. Aversele vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși local 35-50 de litri pe metru pătrat și izolat 70 de litri pe metru pătrat. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.